Bună tuturor, eu sunt Camelia și astăzi o să fac unboxing-ul campaniei 6. Coletul arată în ultimul hal, deoarece am mai încercat să fac acest video, dar prima dată m-a deranjat curierul. Iar apoi mi s-a întâmplat să mă sune prietenul meu. Și mi s-a oprit filmarea pentru că filmez cu telefonul. Acum sper să nu se mai întâmple absolut nimic și să pot să-l filmez. Acum parcă văd că mă mai sună cineva. Aici am o factură. Aici am pe comandă această bască de față de tip peel-off pentru purificare de la Avon Natural Skincare în varianta de 75 ml. Așa. Am acest roll-on on duty. Am acest gel de ras de la Avon Men în varianta 200 ml. Am acest aftershave 200 ml, tot de la Avon Men. Am acest instant gel de la Clear Skin pe comandă, deci pe comandă au fost toate. Stați că vă văd că am omis ceva. Era pe jos. Da, gata, acum e completă. Așa, am acest fond de ten extra lasting în nuanța medium beige pe comandă. Le fac rapid pentru că cam târzior. Am acest gel de duș Avon Sense Extreme și acesta Ocean. Amândouă în varianta de 250 ml sunt pe comandă. Acest ruj, tot pe comandă, este vorba de Extra Lasting, Nude Blush, este în manța. Am această ojă, este în manța pic Flicker, nu știu cum se citește, mă rog, de la Avon True Color, este pe comandă, nu știu dacă am zis. Am acest, cred că este tratament acesta de la Avon True Color, că știu că am avut și un tratament, deci acesta cred că este tratamentul, tot pe comandă. Așa. Am Pretty in Pink, e tot ojă de la MAC, tot pe comandă. Tot pe comandă am avut această ojă de la MAC în nuanța Red Shock. Pe comandă am avut acest tuș. Ba nu. Ba nu, ba nu. E fard. În nuanța Forever Bronze, acela la tub de la MAC. Tot pe comandă am avut acest rimel de la Avon True Color în nuanța Black. Tot pe comandă am avut acest, stați mă uit ce e, este gel de duș și spuma de baie, zice că e în același timp, nu știu, de păr, aici, mă rog, așa, cu măr, da, îmi pică părul peste tot. Am acest șampon și balsam în același timp cu măr. Ăla era cu cireșe, ăsta e cu măr. Așa. Nu știu dacă v-am zis de ăla că e cu măr, dar e cu cireșe. Asta am primit-o eu cadou și probabil că o să o primiți marea majoritate. Mini apa de parfum Eve Confidence. O am și chiar mai aveam jumătate. O țin în geantă mereu. Și chiar mai trebuia.
vreau să mi-o cumpăr, deci e binevenită. Acesta este al meu, de la Advanced Techniques, l-am dat eu comandă de el. Această perie de la Advanced Techniques este pe comandă. Aceasta este scrisoarea în care își cer iertare pentru lănțicul acela care nu este de fapt din argint și că vom primi în campania 11 cercei din argint cu cristale Swarovski, bla bla bla. Așa. Aici avem așa. Stai că nu focalizează. Mă uit eu. Eyeliner. Este vorba de un eyeliner de la Avon True Color. Nu îl mai desfac, este pe comandă. Această pensulă pentru sprâncene cu un cap din acesta drept, să-i spunem așa, și cu pensulică dreaptă. Și acesta cu pensulică... este pensulica de la Rimmel. Stai că sunt băgate pe aici. Asta e din acela pentru sprâncene. Gel din acela pentru sprâncene. De la MAC, nuanța blond. Mai avem mai am acesta de la această ojă de la MAC. Nuanța agate. Mai am această... Mai am această ojă. Alea sunt pe comandă. Am două, că n-am specificat. Dați puțin că să mă așez, că am o grămadă. Am acest ojă în nuanța ruby. Tot pe comandă. Iar așa am și ăsta tot pe comandă, vă bănuiesc. Tot un eyeliner de la Avon True Color. Haideți să scot de aici că poate omit ceva. Am aici catalogul campaniei 7, catalogul campaniei 8. O nebunie din asta. Pentru reprezentanți, un program pentru reprezentanți. My Avon Magazine, una o am în partea cealaltă pentru că mi-am permis să mă uit peste ea. Cât timp am vorbit cu prietenul meu la telefon. Acest program de start al noilor reprezentanți. Trec repede peste ele pentru că astea le vedeți pe fiecare comandă și nu are niciun rost să vă nebuniți cu aceleași lucruri care le vedeți pe toate comenzile. Și 5 cataloage în campania 7 cu ăla 6 cataloage. Așa. Pentru cine nu știe de ce au venit aceste cataloage în număr de 5 și cu ce au pus ei 6, liderii primesc acum 5 cataloage sau ceva gen la prețul de 5 lei sau ceva gen. Deci nu vă speriați că așa se primește acum, așa se oferă acum, că am fost eu de-am semnat acel contract și de asta am văzut pe contract. Am un plic. Am o fișă de înscriere care mie nu îmi folosește deoarece la noi s-au schimbat puțin politicile la noi la sediu. Mai am un mai exact magazin, cred că mi-au băgat 3. Probabil că mi-a băgat 3. Ca una știu că am în dormitor. Și din astea... A, 3. Da, sunt 3. Din astea știu că am comandat 3. Este Monstra la parfumul Yves Elegant. Elegant. Sau... Elegance. Mă rog, nu știu cum se pronunță. Este vorba de 3 monstre. Le-am luat ca să le pun la fiecare clientă pe comandă, pentru că comanda asta care o vedeți acum este a unei prietene și a cumnatei ei. Și
De asta am luat câte o mostră pentru fiecare și una a mea, ca să văd și eu cum este. Pe următoarele comenzi o să... Da, sunt cu șapte. O să mai iau, probabil. Haide, ieși! Dacă nu, o să pun pauză, dacă nu pot să-l scot, ca să nu mai fac prea mult comod. Dar a ieșit. Și mi-am luat acești cleștișori, adică i-am luat mamei mele. Mi-a spus să iau de la magazin niște cleștișori și am spus să... Păi nu mai bine că, uite, am găsit în catalog niște cleștișori din aceștia de păr. Și îi iau de la Avon. Au fost 12 lei setul acesta de 3 cleștișori. Și sunt de la cel mai mic la cel mai mare. Și mi se pare destul de ok, deoarece nu i-am luat, vă dați seama, cu 12 lei, că fiind reprezentant, am reducere. De exemplu, eu am reducere de 30% la cam toate comenzile. Deci, dacă calculați 30% din 12 lei, o să vedeți exact cu cât i-am luat eu. Bun, cam asta a fost... Apropo, am un anunț de făcut pentru cei care nu sunt înscriși la Avon și ar dori să devină reprezentanți. Eu, acum, în această perioadă, campania asta, probabil, nu știu, n-am stabilit încă perioada, dar am stabilit că așa o să fac o perioadă, dar nu știu exact până când, deci o să fie valabilă oricum campania asta, treaba asta, care o voi spune acum. Da, s-a auzit ceva afară și m-am oprit un pic, am crezut că strigă cineva. Mă scuzați. Cine se înscrie în echipa mea în perioada aceasta... după ce dă primele două comenzi și plătește facturile la timp, după plata celei de-a doua facturi, va primi un colet cu 7 produse surpriză din partea mea, dar numai și numai după plata celei de-a doua facturi, dar trebuie să plătite la timp, nu întârziat o zi, nu întârziat două zile. Ne-am înțeles. Și primește un... persoana respectivă primește un set de 7 produse din partea mea. În semn de respect și de apreciere din partea mea pentru munca depusă. Comanda trebuie să fie de minim 150 de lei. Plus că primiți acele cadouri de la Avon... Și plus că eu fac competiții cu reprezentanții mei, deci s-ar putea să primiți și cadouri din competiții. Eu organizez competiții pentru reprezentanții mei, de exemplu, acum este o competiție în curs și se desfășoară pe campaniile 5 și 8. 5 și 7, pardon. Și sună cam așa. Cine are comanda cea mai mare primește un colet surpriză din partea mea. Asta înseamnă că după ce se termină campania, eu fac o listă cu toate fetele care au dat comandă și valoarea comenzilor și o voi posta pe grupul echipei mele și la sfârșit vedem cine are cea mai mare comandă și cine este câștigătoarea coletului din luna respectivă. Pe campania 5 a fost decât o câștigătoare, iar pe campaniile 6 și 7 am decis să fie două câștigătoare, deci primele două reprezentante cu cele mai mari comenzi din echipă. Nu am o echipă foarte, foarte mare, deci nu este greu să câștigi premiul.
Trebuie decât să ai un pic de ambiție. Am o fată care a avut comenzi de 150 de lei, 170, 190, ceva gen, până acum. Iar când a aflat de această competiție, vreau să vă zic că a strâns comenzi de 500 și ceva de lei. Deci să vedeți cât ambiție a putut să aibă fata aceea. Asta înseamnă să ai ambiție, asta înseamnă să-ți dorești. Bineînțeles, nu a câștigat competiția, dar pentru că ea era genul de fată care dădea comenzi de 100 și ceva de lei, 100, așa. Nu i-am spus încă, dar o să-i spun. O să-i trimit ceva și ei, pentru că mi-a plăcut foarte mult ambiția ei, ambiția de care a dat dovadă. Deci s-ar putea să vă treziți și cu cadouri, pentru că dacă sunteți ambițioase și așa, îmi plac foarte mult fetele ambițioase, fetele muncitoare și mi-aș dori ca toate să primiți până la urmă câte un colet din partea mea. Bun. Acum vă aștept cu drag să vă înscrieți. O să vă las în descriere e-mailul meu, pagina de Facebook pe care mă găsiți, pagina canalului meu și discutăm mai multe detalii acolo. O să vă ofer mai multe detalii. Acum v-am spus pe scurt, deci v-am spus cine se înscrie la mine primește colet de 7 produse numai după plata celei de-a doua facturi, iar comenzile se dau în două campanii consecutive. Deci trebuie să dați comanda în două campanii consecutive ca să beneficiați de când vă înscrieți. Bun, mulțumesc! Eu sunt Camelia și vă mulțumesc din tot sufletul cum ați urmărit. Sper că v-a plăcut acest unboxing, m-am cam bâlbâit, m-am cam făcut greșeli. Am filmat azi niște videouri și sunt puțin cam obosită și de aceea sunt așa mai agramată și bâlbâită și cum vreți voi să o luați. Bun. Nu uitați să-mi dați un... Aulă, am lovit telefonul, mă scuzați. Nu uitați să-mi dați un like, un subscribe dacă nu mi-ați dat și un comentariu să-mi spuneți cam ce aș vrea să mai vedeți la mine pe canal. V-am pupat!